plin de ocultism. La ora actuală mergi singur noaptea, pentru că e satul plin de pocăiți. Același lucru se întâmplă în Slobozia Bradului și în alte comunități de romi. Că dacă românii nu mai vor să se pocăiască, dacă românii resping Evanghelia, știți ce le-a spus Domnul fariseilor și cărturarilor? Voiau înainte curvele și vameșii. Voi rămâneți de căruță și ei intră în împărăția lui Dumnezeu primii. Mă rog lui Dumnezeu să deschidă un nou foc de credință, de regenerare spirituală în așteptarea Domnului, pentru că marele semn al bisericii e Israelul, dar marea provocare a bisericii este Evanghelia la orice făptură în toată lumea. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin.